să pătrundem mai adânc în clipa de acum. Nu vă căutați sinele în minte. Simt că am mai multe lucruri de aflat despre felul în care funcționează mintea mea, înainte de a putea să mă apropii măcar de conștiința deplină sau de iluminarea spirituală. Nu este așa. Problemele minții nu pot fi rezolvate la nivelul minții. După ce ați înțeles principala disfuncție, nu mai aveți nevoie să înțelegeți sau să aflați prea multe. Studiul complexității minții vă poate transforma într-un bun psiholog, dar nu vă va duce mai departe de nivelul mental, așa cum studiul nebuniei nu este suficient pentru a aduce sănătate mentală. Ați înțeles deja mecanismele de bază ale stării de inconștiență, identificarea cu mintea, fapt ce creează un sine fals, a substituit al sinelui dumneavoastră adevărat, înrădăcinat în ființă. Aveți o mlădiță de vie, după cum a spus Iisus, Ioan 15:1. Nevoile sinelui fals sunt fără sfârșit. Ea se simte vulnerabilă și amenințată, așa că trăiește constant într-o stare de frică și dorință. După ce ați aflat cum operează disfuncția principală, nu mai aveți nevoie să explorați nenumăratele sale manifestări. Nu este nevoie să le transformați într-o complexă problemă personală. Desigur, sinele fals adoră să facă acest lucru. El este mereu în căutarea unui lucru de care să se atașeze pentru a-și menține și întări sentimentul iluzoriu de identitate și se va atașa imediat de problemele dumneavoastră. Acesta este motivul pentru care, în cazul atâtor oameni, mare parte din sentimentul lor de identitate este strâns legat de propriile probleme. După ce aceasta s-a întâmplat, ultimul lucru pe care ei și l-ar dori ar fi să se elibereze, ar însemna să-și piardă sinele. Sinele fals se poate investi într-o măsură foarte mare în durere și suferință. Odată ce ați recunoscut că la baza stării de inconștiență stă identificarea cu mintea, starea care, desigur, include și emoțiile, ieșiți din ea. Deveniți prezent. Când sunteți prezent, îi puteți permite minții să fie așa cum este, fără să vă împotmoliți în ea. Mintea în sine nu este disfuncțională, este un instrument minunat. Disfuncțiile apar atunci când vă căutați pe dumneavoastră înșivă în ea și considerați în mod greșit că dumneavoastră sunteți tot una cu mintea dumneavoastră. Ea devine atunci o minte condusă de sinele fals și pune stăpânire pe întreaga dumneavoastră viață. Puneți capăt iluziei timpului. Pare aproape imposibil să scăpăm de identificarea cu mintea. Toți suntem afundați în ea. Cum înveți un pește să zboare? Păi iată care este cheia. Puneți capăt iluziei timpului. Timpul și mintea sunt inseparabile. Eliminați timpul și mintea se oprește, dacă nu alegeți cumva să o puneți la treabă. A te identifica cu propria minte înseamnă a fi prins în timp. Impulsul de a trăi aproape exclusiv prin memorie și anticipare. Aceasta creează o preocupare continuă pentru trecut și viitor. Gândul la recunoașterea momentului prezent și la a-i îngădui să existe trezește neplăcerea. Impulsul apare pentru că trecutul vă conferă o identitate, iar viitorul menține promisiunea salvării a împlinirii sub orice formă. Amândouă sunt iluzii. Dar cum am mai funcționa în această lume dacă am fi lipsiți de simțul timpului? Nu ar mai exista scopuri pe care să ne străduim să le atingem. Nu am mai ști cine suntem, pentru că trecutul face din noi ceea ce suntem astăzi. Cred că timpul este ceva foarte prețios și trebuie să învățăm să-l folosim cu inteligență în loc să-l risipim. Timpul
timpul nu este deloc prețios, pentru că este o iluzie. Ceea ce percepeți ca prețios nu este timpul, ci singurul moment existent în afara sa, clipa de acum. Ea este într-adevăr prețioasă. Cu cât sunteți mai concentrat asupra timpului, trecut și viitor, cu atât pierdeți mai mult din vederea clipei de acum, cel mai prețios lucru care există. De ce este cel mai prețios lucru? În primul rând, pentru că este singurul care există. Este tot ceea ce există. Eternul prezent este spațiul în care se derulează viața dumneavoastră. Singurul factor care rămâne constant. Viața este acum. Nu a existat niciodată vreun timp în care viața dumneavoastră să nu fie acum și nici nu se va întâmpla vreodată. În al doilea rând, clipa de acum este singurul punct care vă poate duce dincolo de granițele limitate ale minții. Este singurul punct de acces în lumea lipsită de timp și de formă a ființei. Nimic nu există în afara clipei de acum. Trecutul și viitorul nu sunt la fel de reale, uneori chiar mai reale decât prezentul? La urma urmei, trecutul determină felul nostru de a fi și modul în care ne percepem și ne comportăm în prezent, iar obiectivele noastre viitoare determină acțiunile pe care le întreprindem în prezent. Nu ați înțeles încă pe deplin esența lucrurilor pe care vi le-am explicat pentru că încercați să le înțelegeți mental. Mintea nu poate înțelege acest lucru, numai dumneavoastră puteți. Vă rog, ascultați-mă. A existat vreodată un moment când ați trăit, făcut, gândit sau simțit vreun lucru în afara clipei de acum? Credeți că se va întâmpla vreodată? Este posibil ca un lucru să se întâmple sau să existe în afara clipei de acum? Răspunsul este evident, nu-i așa? Nimic nu s-a întâmplat vreodată în trecut. Toate se întâmplă în clipa de acum. Nimic nu se va întâmpla vreodată în viitor. Totul se întâmplă în clipa de acum. Ceea ce considerați trecut este de fapt o amprentă de memorie înmagazinată în minte a unei clipe de acum mai vechi. Când vă amintiți trecutul, reactivați această amprentă tot în prezent. Viitorul este o clipă de acum imaginată, o proiecție a minții. Când apare, apare sub forma clipei de acum. Când vă gândiți la viitor, faceți aceasta tot în clipa de acum. Evident, trecutul și viitorul nu au o realitate proprie, așa cum luna nu are o lumină proprie și poate doar să reflecte lumina soarelui, tot așa, trecutul și viitorul sunt doar palide reflecții ale luminii, ale puterii și ale realității prezentului etern. Ele își împrumută realitatea de la clipa de acum. Esența cuvintelor mele nu poate fi înțeleasă de minte. În momentul înțelegerii, în conștiință se produce o trecere de la minte la ființă, de la timp la prezent. Brusc, totul vi se pare viu, radiază energie, emană prezența ființei. În situațiile în care viața nu este amenințată și avem nevoie de o reacție rapidă, trecerea de la timp la prezență se produce uneori de la sine. Personalitatea care are un trecut și un viitor dispare momentan și este înlocuită de o intensă prezență conștientă, foarte liniștită, dar în același timp foarte vigilentă. Răspunsul de care este nevoie vine din această stare de conștiință.
Motivul pentru care unii oameni adoră activitățile periculoase, cum ar fi escaladarea munților, cursele de mașini sau altele, deși poate nu îl conștientizează, este acela că îi forțează să stăruie în clipa de acum, în starea de trăire intensă care este liberată de timp, de probleme, de gânduri, de povara personalității. Părăsirea prezentului, chiar și pentru o secundă, poate însemna moarte. Din nefericire, acești oameni ajung dependenți de o anumită activitate pentru atingerea stării respective. Dar dumneavoastră nu trebuie să escaladați versantul nordic al Eigerului pentru asta. Puteți intra în această stare chiar acum. Spirituale. Cu toate acestea, se pare că ea a rămas un secret. În mod sigur, acest lucru nu este afirmat în temple sau în biserici. Dacă intrați într-o biserică, veți auzi poate citate din Evanghelie ca nu vă îngrijiți de ziua de mâine și cel ce se apucă de arat și se uită peste umăr nu este potrivit să intre în împărăția cerurilor. Sau poate că ați auzit versetul despre florile câmpului care nu își fac griji pentru ziua de mâine, ci trăiesc lejer în clipa de acum, atemporală, Dumnezeu dându-le totul din plin. Profunzimea și natura radicală a acestor învățături nu este recunoscută. Nimeni nu poate să-și dea seama că ele sunt făcute pentru a fi trăite și pentru a aduce profundă transformare interioară. Esența filozofiei zen se reduce la a te menține mereu pe muchea de cuțit a clipei de acum, la a fi atât de complet, atât de profund prezent, încât nicio problemă, nicio suferință, nimic din ceea ce nu sunteți dumneavoastră înșivă să nu continue să supraviețuiască în dumneavoastră. În clipa de acum, în absența timpului, toate problemele dumneavoastră se dizolvă. Suferința are nevoie de timp. Ea nu poate supraviețui în clipa de acum. Marele maestru Zen, Rinzai, pentru a le distrage elevilor săi atenția de la timp, ridica deseori degetul și întreba: ce ne lipsește în acest moment? O întrebare profundă care nu solicită un răspuns mental. Este făcută să vă aducă atenția și mai profund în clipa de acum. O întrebare similară din tradiția Zen este: dacă nu acum, atunci când? Clipa de acum este centrală și în învățăturile sufite, ramura mistică a islamului. Sufiții au un proverb: credinciosul sufit este fiul timpului prezent. Iar Rumi, marele preot și maestru al sufismului, declara: trecutul și viitorul îl iau pe Dumnezeu din fața ochilor noștri, ardeți-le în foc pe amândouă. Mestere Cart, marele maestru spiritual din secolul al XIII-lea, a rezumat foarte frumos toate acestea. Timpul este cel care împiedică lumina să ajungă la noi. Nu există obstacol mai mare în calea către Dumnezeu decât timpul. Când ați vorbit despre prezentul etern și despre irealitatea trecutului și a viitorului, m-am surprins uitându-mă la copacul care se vedea pe geam.
Mă uitasem la el de câteva ori și mai înainte, dar acum a fost ceva diferit. Percepția externă nu s-a schimbat prea mult, numai culorile păreau mai vii și mai vibrante. Dar acum avea o dimensiune în plus. Este greu de explicat. Nu știu cum am făcut, dar am ajuns să fiu conștient de ceva invizibil pe care îl simțeam drept esența acestui copac, spiritul său interior, dacă vreți. Și, într-un fel, făceam parte din acest lucru. Acum îmi dau seama că mai înainte nu văzusem cu adevărat copacul, ci numai o imagine plată și moartă a lui. Când mă uit acum la copac, o parte din acea conștiință este încă prezentă, dar simt că începe să îmi scape. Vedeți, experiența se retrage deja în trecut. Este posibil ca un astfel de moment să fie vreodată mai mult decât o străfulgerare? V-ați eliberat de timp pentru un moment. Ați trecut în clipa de acum și, astfel, ați perceput copacul fără ecranul minții. Conștiința ființei a devenit parte din percepția dumneavoastră. Odată cu dimensiunea atemporală vine și un alt fel de cunoaștere, o cunoaștere care nu omoară spiritul, care trăiește în fiecare ființă și în fiecare lucru. O cunoaștere care nu distruge sacralitatea și misterul vieții, ci conține o iubire și un respect profund pentru tot ceea ce există. O cunoaștere despre care mintea nu știe nimic. Mintea nu poate cunoaște copacul. Poate cunoaște numai fapte sau informații despre el. Mintea mea nu vă poate cunoaște pe dumneavoastră, ci conține doar etichete, judecăți, fapte și opinii despre dumneavoastră. Numai ființa poate cunoaște direct. Există un loc pentru minte și cunoștințele ei. Este lumea practică a vieții de zi cu zi. Totuși, atunci când ajunge să stăpânească peste toate aspectele vieții dumneavoastră, inclusiv relațiile pe care aveți cu alte persoane și cu natura, se transformă într-un parazit monstruos care, necontrolat, poate foarte bine să distrugă toată viața de pe planetă, iar în final și pe sine, distrugându-și gazda. Ați întrevăzut pentru o clipă felul în care atemporalitatea vă poate transforma percepțiile. Dar o singură experiență nu este suficientă, indiferent cât a fost ea de frumoasă sau de profundă. De aceea, ce avem nevoie și încercăm acum să obținem este o schimbare de conștiință permanentă. Așa că anulați vechiul tipar de energie și rezistență față de momentul prezent. Obișnuiți-vă să vă retrageți atenția din trecut și viitor, ori de câte ori nu vă sunt de folos. Ieșiți din dimensiunea temporală cât de mult puteți în fiecare zi. Dacă vi se pare greu să intrați direct în clipa de acum, începeți cu observarea tendinței obișnuite a minții de a dori să evadeze din clipa de acum. Veți observa că viitorul este imaginat de obicei ca fiind mai bun sau mai rău decât prezentul. Dacă viitorul imaginat este mai bun, el vă oferă o speranță sau o anticipare plăcută. Dacă este mai rău, creează anxietate. Ambele sunt iluzorii. Prin autoobservare veți fi automat mai prezent în viața dumneavoastră. În momentul în care vă dați seama că nu sunteți prezent, ați devenit prezent. De câte ori sunteți capabili să vă observați mintea, înseamnă că nu mai sunteți prins în capcana ei. A intervenit un alt factor, un lucru care nu aparține minții, prezența dumneavoastră ca observator. Fiți prezent ca observator al propriei minți, al gândurilor, al emoțiilor și al reacțiilor dumneavoastră în diferite situații. Fiți cel puțin la fel de interesat de reacțiile dumneavoastră pe cât sunteți de persoana sau situația care le-a produs. Observați de asemenea cât de des vi se îndreaptă atenția spre trecut sau spre viitor. Nu criticați și nu analizați ceea ce observați. Urmăriți gândul, simțiți emoția, observați reacția.
nu faceți din ele o problemă personală și atunci veți simți ceva mai puternic decât toate aceste lucruri pe care le observați. Însăci prezența liniștită care observă în spatele conținuturilor minții observatorul. Atunci când anumite situații declanșează o reacție cu o puternică încărcătură emoțională, de exemplu, atunci când imaginea de sine vă este amenințată, atunci când în viața dumneavoastră apare o provocare ce declanșează frica, atunci când lucrurile merg prost sau când este reactivat un complex emoțional din trecut. În aceste momente există tendința de a deveni inconștient. Reacția sau emoția pune stăpânire pe dumneavoastră. Deveniți una cu ea. O puneți în practică. Vă justificați, îi arătați celuilalt că greșește. Atacați, vă apărați. Numai că această ființă nu sunteți dumneavoastră, ci tiparul de reacție. Mintea în modul ei obișnuit de supraviețuire. Identificarea cu mintea îi conferă acestea mai multă energie. Observarea îi retrage minții energia. Identificarea cu mintea creează mai mult timp. Observarea minții deschide dimensiunea atemporalității. Energia care îi este retrasă minții se transformă în prezență. După ce ați simțit ce înseamnă a fi prezent, devine mult mai ușor să alegeți pur și simplu să ieșiți din dimensiunea temporală ori de câte ori nu aveți nevoie de timp în scopuri practice și să pătrundeți mai adânc în clipa de acum. Acest lucru nu vă afectează capacitatea de a vă folosi de timp, de trecut sau de viitor, atunci când aveți nevoie să-l utilizați în chestiuni practice. Și nu vă afectează nici capacitatea de a vă folosi mintea. De fapt, chiar o amplifică. Când o veți folosi, mintea va fi mai rapidă și mai concentrată. Renunțarea la timpul psihologic. Învățați să folosiți timpul pentru aspectele practice ale vieții. Putem numi acest interval timp cronologic. Dar imediat ce ați rezolvat problemele practice, reveniți la conștiința prezentului. În acest fel, nu veți acumula un timp psihologic, care este identitatea cu trecutul și proiecția compulsivă în viitor. Timpul cronologic nu înseamnă numai a stabili o întâlnire sau a planifica o excursie. El include și a învăța din trecut pentru a nu repeta aceleași greșeli la nesfârșit. Stabilirea obiectivelor și efortul de a le duce la îndeplinire, predicțiile legate de viitor prin intermediul tiparelor și al legilor fizice, matematice și așa mai departe, învățate din trecut și abordarea unor căi adecvate de acțiune în baza predicțiilor noastre. Dar chiar și aici, în sfera vieții practice în care nu ne putem descurca fără să recurgem la trecut și viitor, momentul prezent rămâne factorul esențial. Orice lecție din trecut devine relevantă și se aplică acum. Orice planificare și orice efort de a atinge un anumit scop au loc acum. În cazul unei persoane ce a atins iluminarea, concentrarea atenției se identifică întotdeauna cu clipa de acum, deși ea are încă o conștiință periferică a timpului. Alte cuvinte, ea continuă să folosească timpul cronologic, dar este eliberată de timpul psihologic. Când exersați aceasta, fiți atent să nu transformați timpul cronologic în timp psihologic fără să vă dați seama. De exemplu, dacă în trecut ați făcut o greșeală și acum ați învățat din ea, folosiți timpul cronologic. Pe de altă parte, în cazul în care continuați să vă gândiți la ea și să vă criticați, să aveți remușcări sau sentiment de vinovăție,
atunci faceți din nou greșeala de a transforma incidentul într-un aspect propriu și personal. Faceți din el o parte a sentimentului de sine și îl transformați în timp psihologic, care este întotdeauna legat de un fals sentiment de identitate. Refuzul de a ierta implică în mod necesar greaua povară a timpului psihologic. Dacă vă stabiliți un obiectiv și încercați să îl atingeți, folosiți timpul cronologic. Știți unde doriți să ajungeți, dar respectați și acordați cea mai mare atenție pasului pe care îl faceți în momentul prezent. Dacă vă concentrați exclusiv asupra scopului, poate pentru că încercați să obțineți prin el fericirea, împlinirea sau un sentiment mai complet de iertare, clipa de acum nu mai este respectată. Este redusă la o simplă treaptă spre viitor, lipsa de valoare intrinsecă. Timpul cronologic se transformă atunci în timp psihologic. Călătoria vieții dumneavoastră nu mai este o aventură, devine o nevoie obsesivă de a obține, de a atinge, de a reuși. Nu mai reușiți să vedeți și să mirosiți florile de la marginea drumului și nici nu mai sunteți conștient de frumusețea și miracolul vieții care se desfășoară în jurul dumneavoastră decât atunci când sunteți prezent în clipa de acum. Înțeleg suprema importanța clipei de acum, dar nu pot să fiu pe deplin de acord cu dumneavoastră când spuneți că timpul este în totalitate o iluzie. Când spun că timpul este o iluzie, nu intenționez să exprim un adevăr filozofic. Vă amintesc pur și simplu un fapt. Un fapt atât de evident încât s-ar putea să vă fie greu să-l înțelegeți. Să vi se pară lipsit de sens, dar odată înțeles complet, aceasta poate tăia cu repeziciunea unei săbii prin hățișul straturilor de complexități și probleme create de minte. Dați-mi voie să repet, prezentul este tot ce veți avea vreodată. Nu va exista niciodată un moment în care viața dumneavoastră să nu fie acest moment. Nu este o realitate? Sub forma ideologiilor ca naționalist, socialismul, comunismul sau orice fel de naționalism, ori ca sistemele religioase rigide ce funcționează bazându-se pe presupunerea implicită că binele cel mai mare se află în viitor și, prin urmare, scopul atingerii lui justifică mijloacele. Scopul este o idee, un punct în proiecția mentală a viitorului în care salvarea, indiferent sub ce formă ar prezenta, fericire, împlinire, egalitate, eliberare, etc., va fi atinsă. De multe ori, mijloacele de a obține aceste lucruri implică înrobirea, tortura și omorârea oamenilor în prezent. De exemplu, se estimează că au fost omorâți circa 50 de milioane de oameni pentru progresul cauzei comunismului, pentru construirea unei lumi mai bune în Rusia, China și în alte țări comuniste. Este un exemplu cutremurător despre felul în care credința într-un rai viitor creează un iad în prezent. Mai poate exista vreo îndoială că timpul psihologic este o boală mentală gravă și periculoasă? Cum funcționează acest tipar mental în viața dumneavoastră? Încercați mereu să ajungeți în alt loc decât cel în care vă aflați? Cea mai mare parte a acțiunilor dumneavoastră sunt doar mijloace pentru atingerea unui scop? Satisfacția se află întotdeauna după colț sau este redusă la scurte momente de plăcere ca sexul, mâncarea, băutura, drogurile sau fiorii de frică ori entuziasm?
Vă concentrați mereu să deveniți, să realizați și să atingeți diverse țeluri? Alergați mereu după emoții și plăceri noi? Credeți că dacă adunați mai multe lucruri, veți fi mai împlinit, mai bun sau mai întregit din punct de vedere psihologic? Așteptați un bărbat sau o femeie care să dea un sens vieții dumneavoastră? În starea de conștiință normală, de identificare cu mintea sau starea de neiluminare, puterea și potențialul creator infinit care stau ascunse în clipa de acum sunt camuflate în totalitate de timpul psihologic. În aceste condiții, viața dumneavoastră își pierde capacitatea de a vibra, prospețime, sentimentul de uimire și extaz. Vechile tipare de gândire, de emoție, de comportament, de reacție și de dorință sunt aplicate în performanțe ce repetă la nesfârșit un scenariu din mintea dumneavoastră care vă conferă un fel de identitate, dar deformează sau ascunde realitatea prezentă. Atunci mintea creează o obsesie a viitorului pentru a evada dintr-un prezent nesatisfăcător. Și suferința își au rădăcinile în timpul psihologic. Dar credința că viitorul va fi mai bun decât prezentul nu este întotdeauna o iluzie. Prezentul poate fi oribil, iar lucrurile pot deveni mai bune în viitor. Și deseori așa se și întâmplă. De obicei, viitorul este o replică a trecutului. Sunt posibile schimbări superficiale, dar transformările reale sunt rare și depind de capacitatea dumneavoastră de a fi suficient de prezent pentru a dizolva trecutul cu ajutorul puterii clipei de acum. Ceea ce percepeți ca viitor este o parte intrinsecă a stării prezente de conștiință. Dacă mintea dumneavoastră este foarte împovărată de trecut, veți trăi aceleași lucruri. Trecutul însuși se perpetuează prin lipsa prezenței. Calitatea conștiinței dumneavoastră în acest moment este ceea ce dă formă viitorului, care, desigur, nu poate fi trăit decât în clipa de acum. Puteți câștiga 10 milioane de dolari fără ca schimbarea adusă de acest fapt să fie mai puțin superficială. Ați continua pur și simplu să aplicați aceleași tipare condiționate într-un cadru mai luxos. Oamenii au învățat să dividă atomul. În loc să omoare 10 sau 20 de persoane cu o bâtă de lemn, acum o persoană poate omorâ 1 milion de indivizi doar printr-o apăsare de buton. Este aceasta o schimbare autentică? Calitatea conștiinței dumneavoastră în acest moment determină viitorul, atunci ce anume determină calitatea conștiinței dumneavoastră? Gradul prezenței dumneavoastră. Deci singurul loc unde este posibilă apariția unei schimbări autentice și unde trecutul poate fi dizolvat este clipa de acum. Sunt produse de o acumulare a timpului psihologic și o negare a prezentului. Disconfortul, anxietatea, tensiunea, stresul, grijile, toate formele de frică sunt produse de abundența viitorului și de insuficiența trăirii prezentului. Vinovăția, regretul, resentimentele, suferințele, tristețea, amărăciunea și toate formele de lipsă a iertării sunt produse de abundența trecutului și de insuficiența prezenței. Cei mai mulți oameni descoperă că le este greu să creadă în posibilitatea unei stări de conștiință complet eliberată de orice formă de negativism. Și cu toate acestea, tocmai ea este starea de eliberare despre care ne vorbesc toate învățăturile spirituale. Este promisiunea salvării, nu într-un viitor iluzoriu, ci chiar acum și aici. Poate
poate că vă va fi greu să recunoașteți că timpul este cauza suferințelor sau a problemelor dumneavoastră. Credeți că ele sunt produse de situații specifice din viața dumneavoastră și, dintr-un punct de vedere convențional, este adevărat. Dar până când nu ați rezolvat principala disfuncție generatoare de probleme a minții, atașamentul ei față de trecut și viitor și negarea clipei de acum, problemele sunt în realitate interschimbabile. Dacă astăzi ați îndepărta în mod miraculos toate problemele dumneavoastră sau ceea ce percepeți drept cauze ale suferinței sau ale nefericirii dumneavoastră, dar nu ați deveni mai prezent, mai conștient, vă veți trezi curând cu un sentiment similar de probleme sau motive de suferință ca o umbră care vă urmează oriunde ați merge. În final, există o singură problemă autentică: mintea atașată de timp. Nu pot să cred că aș putea ajunge vreodată într-un punct în care să fiu complet eliberat de problemele mele. Aveți dreptate. Nu ajungeți niciodată în acest punct pentru că vă aflați deja în acest punct acum. Nu există salvare în timp. Nu vă puteți elibera în viitor. Prezența în clipa de acum este cheia libertății, așa că nu puteți fi liber decât acum. Descoperirea vieții dincolo de situația de viață. Nu înțeleg cum aș putea să fiu liber acum. Din întâmplare, sunt extrem de nefericit în acest moment. Este un fapt și m-aș minți singur dacă aș încerca să mă conving că totul este bine, când în mod clar nu este așa. Pentru mine, momentul prezent este extrem de nefericit. Nu este deloc eliberator. Ceea ce mă ajută să merg înainte este speranța sau posibilitatea ca situația să se îmbunătățească în viitor. Doar aveți impresia că atenția dumneavoastră se află în prezent, când de fapt ea este complet acaparată de timp. Nu puteți fi și nefericit și total prezent în clipa de acum. Ceea ce considerați viață ar trebui mai curând să se numească situație de viață. Este timpul psihologic, trecut și viitor. Anumite lucruri din trecut n-au mers așa cum ați dorit dumneavoastră. Mai manifestați încă o anumită rezistență față de ceea ce s-a întâmplat în trecut. Și acum vă împotriviți lucrurilor care există deja. Speranța este ceea care vă face să mergeți înainte. Dar speranța vă va face să vă concentrați asupra viitorului și această concentrare continuă pe viitor perpetuează negarea prezentului și, din acest motiv, nefericirea dumneavoastră. Este adevărat că situația mea de viață prezentă este rezultatul lucrurilor care s-au întâmplat în trecut, dar ea rămâne totuși situația mea prezentă și faptul că sunt blocat în ea mă face nefericit. Haideți să uităm pentru un moment situația dumneavoastră prezentă de viață și să ne concentrăm asupra vieții dumneavoastră. Care este diferența? Păi, situația dumneavoastră de viață există în timp. Viața dumneavoastră există acum. Situația dumneavoastră de viață este o construcție a minții, pe când viața dumneavoastră este reală. Căutați poarta strâmtă care duce spre viață. Se numește clipa de acum. Reduceți-vă viața la acest moment. Situația dumneavoastră de viață poate fi plină de probleme. Majoritatea așa cum sunt. Dar descoperiți dacă aveți vreo problemă în acest moment. Nu mâine, nu peste 10 minute, ci acum. Aveți vreo problemă acum? Când sunteți asaltat de probleme, nu mai există loc pentru ceva nou. Nu mai există loc pentru soluții. Așa că ori de câte ori puteți, faceți puțin loc. Creați un spațiu pentru a descoperi viața din spatele situației de viață. Folosiți-vă pe deplin simțurile.
trăiți în locul în care vă aflați. Uitați-vă în împrejur, priviți, interpretați. Vedeți lumina, formele, culorile, texturile. Conștientizați prezența tăcută a fiecărui lucru. Conștientizați spațiul care le permite tuturor lucrurilor să existe. Ascultați sunetele, nu faceți aprecieri despre ele. Ascultați liniștea din spatele sunetelor. Atingeți ceva, orice. Simțiți și acceptați prezența ființei. Observați-vă ritmul respirației. Simțiți aerul cum intră și iese. Simțiți energia vitală din corpul dumneavoastră. Permiteți-le tuturor lucrurilor să existe, cu și fără dumneavoastră. Acceptați însușirile tuturor lucrurilor. Pătrundeți mai adânc în clipa de acum. Lăsați în urmă lumea mortificată a abstracției mentale, a timpului. Ieșiți din mintea nesănătoasă care vă secătuiește de energia vitală, care otrăvește și distruge încet pământul. Vă treziți dintr-un vis al timpului în prezent. Simt ca și cum aș fi scăpat de o povară uriașă. Am o senzație de ușurare. Mă simt eliberat, dar problemele mă așteaptă după colț, nu-i așa? Ele nu au fost rezolvate. Nu am scăpat doar temporar de ele? Chiar dacă v-ați trezi în paradis, nu ar trece mult timp și mintea dumneavoastră ar spune: da, dar... În ultimă instanță, nu este vorba despre rezolvarea problemelor, ci de înțelegerea faptului că nu există probleme. Există numai situații pe care le vom rezolva în prezent sau le acceptăm ca atare, ca parte din însușirile prezentului până când ele se schimbă sau pot fi rezolvate. Problemele sunt construcții ale minții și au nevoie de timp pentru a supraviețui. Ele nu pot supraviețui în realitatea clipei de acum. Concentrați-vă asupra clipei de acum și spuneți-mi ce problemă aveți în acest moment. Dumneavoastră este absorbită de clipa de acum. Este posibil să fie vorba de o situație care trebuie să fie ori rezolvată, ori acceptată. De ce să o transformăm într-o problemă? De ce am transformat ceva într-o problemă? Nu este viața suficient de provocatoare și așa? Pentru ce mai aveți nevoie de probleme? Mintea adoră în mod conștient problemele pentru că ele vă oferă un fel de identitate. Este normal și nebunesc. Problema înseamnă să vă mențineți mental într-o situație fără a avea intenția autentică sau posibilitatea de a întreprinde vreo acțiune în momentul prezent, transformând-o astfel inconștient într-o componentă a sentimentului dumneavoastră de identitate. Deveniți atât de copleșiți de situația de viață încât vă pierdeți sentimentul de a trăi, sentimentul ființei. Purtați în minte povara nesănătoasă a sute de lucruri pe care trebuie și va trebui, poate, să le faceți în viitor, în loc să vă concentrați pe singurul lucru pe care îl puteți face acum. Nu este nevoie decât de o simplă alegere, o simplă decizie. Indiferent de ceea ce se întâmplă, nu voi mai provoca durere. Nu voi mai crea probleme.
deși este o alegere simplă, ea este foarte radicală. Nu veți face această alegere decât dacă sunteți într-adevăr sătul de suferință, decât dacă simțiți că nu o mai doriți și nu veți fi în stare să vă țineți de cuvânt până la sfârșit, decât dacă accesați puterea clipei de acum. În condițiile în care nu vă veți mai crea durere dumneavoastră înșivă, atunci nu le veți mai aduce nici celorlalți. De asemenea, nu veți mai contamina nici frumosul pământ, nici spațiul dumneavoastră interior și nici psihicul uman colectiv cu negativismul creierii de probleme. Periculoasă de viață și de moarte, știți că aceasta nu a constituit de fapt problema. Mintea nu a avut timp să lucreze și să o transforme într-o problemă. Într-o situație de urgență, mintea se oprește. Deveniți total prezent în clipa de acum și conducerea este preluată de un lucru infinit mai puternic. Aceasta este motivul pentru care există atât de multe povestiri despre oameni obișnuiți care au devenit brusc capabili de fapte de un curaj incredibil. Într-o situație periculoasă, fie supraviețuiți, fie nu supraviețuiți. Oricum, nu este o problemă. Unii oameni se înfurie când mă aud spunându-le că problemele sunt iluzii. Se simt amenințați de faptul că vor fi deposedați de sentimentul a ceea ce sunt, de identitatea lor. Au investit mult timp și efort într-un fals sentiment de sine. Multă vreme și-au definit în mod inconștient întreaga lor identitate în termenii problemelor sau suferințelor lor. Cine ar mai fi ei fără acestea? Mare parte din lucrurile pe care oamenii le spun, le gândesc sau le fac sunt motivate de frică, aceasta fiind legată întotdeauna, desigur, de concentrarea asupra viitorului și de pierderea contactului cu clipa de acum, deoarece în momentul prezent nu există probleme, nu există nici frică. Dacă ar apărea o situație în care să fie nevoie să reacționați imediat, acțiunile dumneavoastră ar fi clare și incisive, în cazul în care pornesc de la conștiința momentului prezent. Va exista și o mai mare probabilitate de reușită. Nu va fi o simplă reacție bazată pe condiționările trecute ale minții, ci un răspuns intuitiv la situația dată. În alte momente, când reacționează mintea stăpânită de timp, descoperiți că este mai eficient să nu faceți nimic, să rămâneți pur și simplu centrați în clipa prezentă. Pentru o clipă, această stare de eliberare de minte și timp pe care ați descris-o, dar trecutul și viitorul sunt atât de puternice încât nu pot rămâne în afara lor multă vreme. Conștiința limitată de timp este profund înrădăcinată în psihicul uman, dar ceea ce încercăm noi să facem aici este parte din transformarea profundă a conștiinței colective a planetei și chiar dincolo de aceasta, trezirea conștiinței din visul materiei, al formei și al separării, sfârșitul timpului. Spargem tiparele mentale care au dominat viața umană de miliarde de ani, tiparele mentale care au creat o suferință inimaginabilă pe o scară vastă. Nu folosesc cuvântul diabolic, este mai util să o numesc inconștiență sau nebunie. În legătură cu distrugerea vechiului mod de funcționare a conștiinței, sau mai curând a inconștientului, este acesta un lucru pe care trebuie să-l facem sau se va întâmpla oricum? Adică această schimbare este inevitabilă?
problemă de perspectivă. Ceea ce facem și ceea ce se întâmplă constituie, în fapt, un singur proces. Pentru că sunteți una cu totalitatea conștiinței, nu le puteți separa. Dar nu există nicio garanție că omenirea va realiza această transformare. Procesul nu este inevitabil sau automat. Cooperarea dumneavoastră este o parte esențială. Oricum l-ați privi, este un salt de dimensiuni cuantice în evoluția conștiinței și, în același timp, singura noastră șansă de supraviețuire ca rasă. Bucuria de a trăi. Pentru a afla cu certitudine dacă v-ați lăsat guvernat de tipul psihologic, puteți folosi un criteriu simplu. Întrebați-vă, oare fac ceea ce fac cu bucurie, ușurință și relaxare? Dacă nu, atunci timpul maschează momentul prezent și viața este percepută ca o povară sau o luptă. Dacă nu există bucurie, ușurință și relaxare în ceea ce faceți, nu trebuie neapărat să vă schimbați activitatea. Poate ar fi suficient să schimbați modul în care o realizați. Modalitatea este întotdeauna mai importantă decât activitatea. Încercați să acordați mai multă atenție acțiunilor decât rezultatului pe care doriți să-l obțineți prin ele. Acordați atenție deplină tuturor lucrurilor pe care vi le aduce în fața prezentului. Aceasta implică și o acceptare completă a ceea ce este, pentru că nu puteți acorda o atenție totală unui lucru căruia încercați în același timp să-i opuneți rezistența. Imediat ce veți începe să respectați momentul prezent, toată nefericirea și chinul se vor dizolva, iar viața va începe să se deruleze cu ușurință și bucurie. Când acționați prin prisma conștiinței prezentului, tot ceea ce faceți abundă de un sentiment de grijă, iubire și corectitudine, chiar și cele mai simple acțiuni. Așa că nu urmăriți rezultatele acțiunii dumneavoastră, acordați atenție acțiunii în sine. Rezultatele vor veni de la sine. Această atitudine este un exercițiu spiritual foarte puternic. Bhagavad Gita, una dintre cele mai vechi și mai frumoase învățături spirituale despre existență, lipsa atașamentului față de rezultatele acțiunilor dumneavoastră se numește Karma Yoga. Ea este descrisă drept calea către acțiunea dedicată. Când încercarea compulsivă de a ne rupe de clipa de acum încetează, bucuria ființei inundă tot ceea ce faceți. Imediat ce atenția dumneavoastră se îndreaptă spre clipa de acum, simțiți o prezență, o liniște și o pace interioară. Împlinirea și satisfacția nu mai depind de viitor, nu mai așteptați de la ele salvare. De aceea nu mai sunteți atașat de rezultate. Nici eșecul, nici succesul nu mai au puterea de a vă schimba starea interioară de contopire cu ființa. Ați descoperit viața în spatele situației dumneavoastră de viață. În absența timpului psihologic, sentimentul de sine derivă din ființă, nu din trecutul personal. De aceea, nevoia psihologică de a deveni orice altceva decât sunteți deja nu mai există. La nivelul situației de viață, puteți să vă îmbogățiți sau dobândiți cunoștințe, succes, să vă eliberați de anumite lucruri, dar în dimensiunea mai profundă a ființei sunteți complet și în întregime clipa de acum. În această stare de împlinire vom mai fi capabili sau vom mai dori să atingem obiective exterioare? Desigur, dar nu veți mai avea pretenția iluzorie ca un lucru sau o persoană din viitor să vă salveze sau să vă facă fericit. În
ce privește situația dumneavoastră actuală de viață, este posibil să mai existe lucruri pe care să fie nevoie să le obțineți sau să le îndepliniți. Aceasta este lumea formei, a câștigului și a pierderii. Totuși, la un nivel mai profund, sunteți deja complet, iar când veți realiza acest lucru, veți simți în spatele lucrurilor pe care le faceți o energie veselă și plină de viață. Eliberându-vă de timpul psihologic, nu vă veți mai urmări obiectivele cu hotărâre înverșunată, motiv de frică, furie, nemulțumire sau nevoia de a deveni cineva. Nici nu veți rămâne inactiv din cauza fricii de eșec, care pentru sinele fals reprezintă pierderea identității. Când sentimentul dumneavoastră de sine derivă din ființă, când vă eliberați de devenire ca nevoie psihologică, nici fericirea dumneavoastră și nici sentimentul de sine nu mai depind de rezultate și astfel vă eliberați de frică. Nu mai căutați permanența acolo unde ea nu poate fi găsită, în lumea formei, a câștigului și a pierderii, a nașterii și a morții. Nu mai cereți ca aceste situații, condiții, locuri sau oameni să vă facă fericiți și nu mai suferiți apoi când toate acestea nu vă îndeplinesc așteptările. Totul este respectat, dar nimic nu mai contează. Formele se nasc și mor, totuși dumneavoastră vedeți eternul din spatele formelor. Știți că niciun lucru real nu poate fi amenințat. Când aceasta este starea ființei dumneavoastră, cum ați putea să nu reușiți? Ați reușit deja.